Acum, Cristina, voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Mihai. 1, 2, 3. Este cu spatele Da. și este un fel de curte, așa, care are o porțiune de ciment, după aia începe pământ, dar nu sunt plante, tocmai în spate sunt plante. Și nu vrea să se întoarcă cu fața la mine, știi? Adică, după așa cât am dedus eu, pare a fi acea parte subliminală, știi? Da. Nu vrea să se întoarcă, deci mă duc în față, Și se tu, întoarce dacă cu te spatele. învârți, asta vreau să zic. Da. Nu? Se răsucește? Da, nu vrea să-și arate fața. A. Ochii, ochii, ochii nu vrea să-și arate. A, ochii nu-și arată. Păi. Da, i-a spus în numele Luminii, pură entitate, arată-te. Fu! Ce? A ieșit ceva cu delea, urechi delea, știi tu, care se ridică așa cu piele. Așa. Da, 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 E, da. da, deci un fel de șarpe reptilă, știi? Da. Din partea subliminală, din această. Nu, nu, nu-i partea Nu e subliminală. partea Era subliminală. o hologramă, Ah, da. ok. O hologramă a părții subliminale, știi? Cu Și era spatele, cum entitate. ar veni, da? Da. Și era entitate și spune, deci, s-a pus cum ar veni în fața mea Da. și zice că am forțat-o să vină. Și nu te-am forțat. Am Aha. spus în numele cui să te arăți cu Da. fața. Zic, ce, era să dansăm toată sesiunea sau cum? De Așa. roteam. Da, și zic unde e partea subliminală, știi, mă fac că au căutat, eu am văzut deja unde. Așa, știi, ei joc jocul, înțelegi, asta fac. Da. Așa, și zice și aici, și aici, știi, și mi-arată labelele cu unghii, știi, patru degețele, dar în spate, deci este un fel de gemuleț prin dreptul spinării lui, așa. Da. Și în gemulețul ăla se văd mai mulți oameni umanoizi ceva, adică corpurile lor energetice. Da. Și zic, ce veni să jucăm, cum se cheamă când pleznesc mâinile? Nu știu. Da, în fine, fripta. Așa. Fripta pe sărite, zic, vrei să jucăm? Zic, fii atent că eu știu să joc fripta. A zis Așa. că de ce nu? Ah. Da. Și zic, ia dă-te la o parte că mă încurci. Exact. Că n-avem Așa. treabă cu ea. Da, așa și m-am dus acolo, în gaură, la partea subliminală. Și am apucat-o de brațe. Da. Apuc de brațe și am scos-o afară, da? E un băietan, așa, știi? La vreo 17-20 de ani, da? Slăbuț, așa, șfirav. Gingaș, știi? Și e plin de frică, mai, plin Da. frică, sigur că da, da. Spune că îl ține aici ascuns de vreo 3 săptămâni. L-a Da? băgat, da, De în ce? cui, Avea în, știa că. știa că urmează curăța, cuibar, cuibar, zice. Știi? Adică L-a l-a băgat băgat. în cuibar? A băgat Da, partea așa. subliminală în cuibar? Mai multe spune care știe că vor să plece, le bag în cuibar, dar e ca un fel de închisoare energetică. Cuibarul ăsta, știi, cu așa construit pe principiul cuibarului. Da. Și să știi că sunt niște ouă mari Păi acolo. asta mă gândeam, reptilele sunt ouă, Da, da? ai intuit foarte bine, sigur, sunt niște ouă aici. Sunt 4 ouă. Sunt albastre, albăstrui, verzui, așa, culoarea aceea a vântului turbat. Așa și o și au niște pisturoi. Da. Și zic, uite, n-ai fost cu minte. Că zic, ești femelă sau bărbat? Și spune, femelă, femeie. Așa a spus că e femeia. Și Da? zic, nu pot să spun femeie, că femeile arată un pic altfel. Zic, Da. și zice că este femeie. Și zic, n-ai fost cu minte, că uite, ouăle tale au pistrui, zic, cu cine te-ai împerecheat? Sunt ibridate. Da. Ce zice?
Și spune ce știi tu, că ce știi tu. Acolo sunt niște mormoloci luați de pe la femeile umane și Da. deci rolul părților subliminale este să hrănească, Încălzească. practic, da, să Să încălzească. hrănească, cum ar Da, cu veni. energie, sigur că da, de asta le ține, știi, Deci de și... asta ținea o parte sub părți subliminale cu ouă lângă ele, în cuibar. Da. Partea subliminală, Cristina înțelegea sau și-a dat seama că ce rol avea aici? Da. Sigur că și-a dat seama Că acum. hrănea, hrănește Da, când acele a scos-o și am mormoloci. întrebat-o, da. A ieșit afară, da, de Da. acolo, partea subliminală. Da. Îi spui să... Mai este frică? Este frică. Auzi, știi cum o cheamă pe crocodilă? Marina. Păi dă un cor. Da, așa am întrebat-o și a zis, nu, Marica. Marica. Marica, cu capa, Da, C, C. da. Cu capa, da, Marica. Da. A zis că am Mari, și auzit eu. asta e un nume. Da. Cristina, asta de cele entitatea asta ținea partea subliminală ascunsă, deci e clar că este partea subliminală este în legătură, da? Sau ea cu partea subliminală sau invers. Da. Vrei să o canalizăm pe Da. asta? Că n-am mai canalizat de Da, mult o reptil. da, Bine, număr de la 1 la 3 și lași reptila să vorbească. 1, 2, 3. Ia, Marica. da. Mă gândeam că tu, bă, ăsta e bun pentru ouăle mele. Că dacă ai putea să spui ei să-mi facă unul, ar fi foarte bun. Cine e bun pentru ouăle tale? Tubul ăsta în care A, stau. tubul ăsta e bun Da, pentru... da, da. A, de ce? Că e cald, e căldu, e călduț? Da, pentru mine e cam cald așa, dar eu cred că pentru ele ar fi bun. S-ar putea să le iei prăjite după aia, să le papi omletă pe ouăle Păi dacă vorbești îmi face separat aici, nu înăuntru, știi? alea. A, am înțeles. Așa cu buton, ca Câte la... ouă ai, auzi? Câte ouă ai prin cuibare? Dar n-am alte ouă în afară de astea, Ai? așa că astea nu sunt toate ale mele, chiar dacă i-a zis că m-am dus cu altcineva. Am înțeles, dar tu nu te-ai dus. Nu, așa sunt ouăle. Așa sunt ouăle voastre, Da, rasei dar numai voastre. două sunt ale mele. A, două ale tale. Și două ale cui mai sunt? A unei surori. De-a ta. Da. Și aici sunteți în colaborare, tu cu o soră, cu sora asta, că ați prins partea subliminală a lui Mihai și să vă întrețină ouăle, da? Dar nu numai ea. Călduțe. Câte părți subliminale mai sunt? Câte ouă, atâtea părți subliminale, la fiecare câte Da, unul. da. Și unul în mijloc care ține pe toți, înțelegi? Deci e nevoie de multă papa la ouăle astea. Papă multă ăștia. Proscoi ăștia din Deci ouă. eu spun că și voi înțelegeți ce înseamnă o femeie care are pui, da? Uite că nici n-am mai zis femeie ca să nu te superi. Nu mă supăr. De ce să mă supăr? Tu îți fui Că cum vrei, îți zici tu. spun că sunt femeie și mi-ai zis că nu sunt femeie. Ei, auzi, dar Marica de unde vine? De unde te-ai botezat cu numele ăsta? E, de la el. Că De dacă tot la... m-ați chemat aici prin el, îmi lua și eu un nume de la el din cap. Aha, ce era prin baza de date, da? Prin amintirile părții subliminale. Nu trebuie baza de date, că noi vă citim vouă amintirile. Păi, dar sunteți atât de deștepți, atât de evoluați. Uite, cu așa tehnologie și psihic, da? Citiți. Și nu ești în stare să-ți faci un cilindru de ăla ca să-ți ții ouăle? Ba, sunt în stare și suntem cu Da? toții în stare să facem 1.000 de cilindri. Dar cilindri nu sunt trebuie. Adică, păi eu tocmai de asta spun. Un cilindru adevărat, cum trebuie. Nu sunteți în stare? Păi, nu avem materia primă. Aveți materia Voi primă. sunteți materia primă. N-aveți ce vă trebuie, vezi? Energia voastră, sigur, nu avem ce ne trebuie. Păi și cu energia noastră, cu energia noastră, uite, ai patru părți subliminale, cinci aici,
care îngrijesc, adică dau energie la ouăle astea, cu energia aia de la părțile astea subliminale, îți faci Deci cilindri. mai deștept este puiul când este viu lângă viu, înțelegi, vreau să spun. Adică altfel se transmite și informații și este altfel. Așa dacă pui ca într-o clocitoare, bine, că el dacă trece de 3,6 luni, el este bun. E, și de la 2 trebuie să mai luăm că copiii mari. Și se vede burta. Auzi de câte luni au ăștia broaștele astea, mormolocește? Din Ăștia nou acum. sunt oarecum așa, nici să spunem că este cum ar fi copilul în burta mamei la 6 luni. Și cât trebuie să stea nouăle alea ca să fie gata, să eclozeze? Mod normal, dacă este 3 luni de-a noastră, deci. Dar aici se aplică alt principiu că nu sunt numai copii cu de-a noștri. Adică ora hibrid. Au hibrid. Au hibrid, da? Cu cine sunt hibridați? Cu ce alt ADN? Al cărei rase? Păi, un ou al meu este hibridat, de exemplu, tot cu o rasă, cum a spus ea, ca crocodilii, tot de noștri, iar celălalt este hibrida cu draconian. Și ce treabă are partea subliminală în proiectele astea ale voastre, în ouăle voastre? Păi, el era rătăcit și dacă era rătăcit, i-am oferit un adăpost. Dar e Pentru că speriată partea subliminală. De e ce e și speriată? speriată de mine cum arată. Nu-și mai aduce aminte că a văzut poate sute de reptilieni la viața lui. E speriată acum, că până acum n-a știut. A, acum s-a Adică, speriat. Până acum nu da. și-a dat seama cine, ce ești, ce sunt. Nu m-a văzut și am văzut că identificați ce rost are să mă am. Mie să mă ascund că salvea dacă eu arăt așa. Și apoi mie îmi place cum arăt. Da, și ce? Te-a criticat cineva? Am zis eu ceva? Nu. Fiecare rasă în felul ei. Cu Da. creatorii ei. Pe voi cine v-a creat? Ca rasă. Sfântul Dumnezeu. Dar Dumnezeu ăsta vezi uneori. Ea A spune că nu-i ieșit? place. Nu. Tot eu sunt. A, tot tu ești. Auzi, Dumnezeu ăsta Ei de care nu-i place să spui nu-i de el. place, da, și tu ești. Auzi, Dumnezeu ăsta câtă, nu știu, chiar eu nu înțeleg, nu-l înțeleg uneori, a făcut atâtea tipuri de rase, de animale, de... Deci, le-a făcut el. Hai, zi mai departe, că nu ne aude nimeni. Deschide gura, că nu ne aude nimeni. Au auzit că ea nu știu ce mi-a făcut. Mi-a șoptește mai. E mai șmecheră ca șarpele. Aoleu, păi, de. Adică, cine a făcut? Ia zi, nu Dumnezeu a făcut rasele astea, dar n-a avut inspirația asta, zic eu. De Adică... el de ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Am înțeles. Voi și alte rase, că zice în cartea de pe Tera. Cam fiecare după chip și asemănarea. Ai văzut? Dar Fiecare nu și-a era creat. să vină unul în formă de camelă și să facă produsul în formă de struț, nu? Am înțeles. Logic. Păi da, auzi în Biblia de la Biserica Ortodoxă, zice că tot așa, Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Da, Și da. Dumnezeu ăla e om? De care vorbește în Biblie. Am vrut să spun o minciună. Așa. Dar zi, Dumnezeu ăla care a Da. făcut pe om, e om? Că știu că e ăsta la ortodox și e reptilă, de-a voastră. De ce n-a făcut reptil? Da, dar este și. Ei, na, și tu. I-am În învins sfârșit, pe hai, lasă. Zi. ceilalți și a preluat designul și el Am. se ascunde sub înfățișarea asta. Ce să faci? Dar tot Dumnezeu este, da? Da, Dumnezeu, ce să mai zicem? Al tău.
Și a multora care cred în el, da? Nu este al Da. nostru. Și nici al părții subliminale, cred. Fiecare cu Dumnezeul lui, eu nu mai zic că să crez în el sau să nu crez. Ah, păi da, asta ziceam și eu, da? Dar tu Adică crezi în Dumnezeul eu tău? vreau să spun că eu știu foarte multe despre voi. Am înțeles. De unde Despre știi? voi două. A, despre noi două? Da? Și Ouăle, dar ce ai făcut? de asta să răspund așa. A, adică? Adică nu îți spun povești. Păi, dar era să spui, ai vrut să spui. Și te-a... Tendința că na. Asta e în sânge, adică... Sigur. Programul rulează și Adică atunci da, scapă. sunt anumite răspunsuri, Care dar vin eu automat. cum ar veni mai decât un junghi în coaste, știi? Te Și înțeapă. da, și atunci iar trec pe linia adevărată, cum ar veni. A, iar treci la ce trebuie să zici. Așa. Dar tu știi multe despre noi? Ce, ne asculți? Ai pus instalații de ascultare? Se mai ascunde și mai pleacă când aude că veniți. Da? Cine a plecat acum la, în cazul nostru, părții subliminale a lui Mihai? Păi cu el nu mai era, că el e la noi în colecții, cum ar veni, Am da? înțeles. Dar mai pleacă, mai fug. Mai fug, da? Da, mai bagă Dar mantitele ce am toate. ajuns, mă, noi? Ce am ajuns noi? Sperietori de reptile și neamuri? Nu le place că interogați voi și nu le place. Asta e, trebuie să vorbim. Nu Și... interogăm. De una de alta trebuie să înțelegem și noi ce se întâmplă și să înțeleagă în primul rând părțile subliminale pentru care lucrăm. Venim aici, suntem chemate, da? Ce Acum, zici? ce vrei să-ți dau contracte? Păi mie nu. N-ai de ce să-mi dai mie, trebuie să-i dai părții Nu subliminale, vrei da? să-ți dau contractele lui. Cui? Alu sufletul ăsta. Păi nu mie mi-l dai. Îmi dai contractele, dai sufletului. Acum dai contractele. Eu număr de la 1 la 3 și tu mă lași cu Cristina. 1, 2, 3. Cristina. Da. Așa, o lălăială, ce mai discuție. Partea subliminală mai e înfricoșată, Cristina? Îi mai este frică? Da. De ce e frică? Ia să o întrebăm. E mai este frică pentru că a realizat că este ceva care nu ar trebui, cu care nu ar trebui să fie împreună. Adică i s-a făcut frică când a realizat acum cu cine era pe acolo, prin preajmă, Da, da? Că nu da. vedea entitatea Până că asta. o vedea ca pe o femeie mai grăsuță, așa. Știi? Da. Și, iar și zic, bine, o vede pe ea, dar ouăle, nu le vede? Spune, nu, că uite, doar nu s-a așezat. Ei le vedeau ca un fel de pietre, știi? A. Adică, uite, din punctul lor de vedere, e un fel de vale, așa, unde se află niște, ceva ca niște sferi de piatră. Aha. Da. Partea subliminală, așa vedea? Și celelalte părți subliminale, că mai sunt, da? Toate Pentru au care... același tip de hologramă, da? Da. Deci, cine pusese holograma asta, Cristina? Femeia Reptiliana, ca, da, Marita? ca să, sigur, ca să-și apere ouăle. Ce să zic, șmecheră și arhivă, Marica, da? Marica. Șmecheră. Pentru asta. A? Nu șmecheră, vai de capăi. Da, da, în șmecheră zic în sensul că nu a pus holograme, a modificat Păi asta e realitatea. programul. Da. Da, Părții dacă l-ar fi subliminale. modificat ea singură, știi, că știa că era Da. deșteaptă, dar ei au, cum să spun, cum e la noi programă religios, așa au ei programe să facă holograme, să treacă prin bulele de timp și așa mai departe. Deci e ceva natural, da? Da. Da. Ok, Da, Cristina. nu pare ai displace ca a discuta cu noi. Nu, văd că Deci, avea chef de vorbă, da. Da, avea chef de vorbă și foarte... Ar fi stat la taifas, așa, la Da, tacoale. trage de timp, mi se pare mie, Da, Cristina. nu trage de Nu? timp. Nu Nu. are ceva care ascunde în Nu, spate? nu, nu, nu. Ok. Are un contract. Băi, ăla, care Da, și vrea da. să-l dea.
Ți-o oferea să-l dea, n-ai văzut? Mie. Da. Partea subliminală înțelege că este într-un contract, sub un contract cu ființele astea, ființa asta? Și cu soră sa, na, câți ori mai Da, fi? da, și-a adus aminte că de fapt așa stau treburile, da? Da. Și zice că, cum să spun, a trăit deja, deci asta nu vine de direct aici, da, de acolo de unde venim noi. Deci a trăit un an în corpul Da. unui copil, a unui băiat. A, da, deci a Da, mai avut un corp? da, da. Și după un an a ieșit și din corpul acesta. Da, dar spune că l-au informat că Da, va trăi dinainte numai să un preia an, corpul. da. Trebuia să producă ceva în familia asta, da? Da, să Unde s-a producă dus. ce știu ei să producă, da? Da. Durere și ce mai produs. Da, ca să se despartă cei doi. Că s-au despărțit, știi, și de asta. Și spune că totuși a câștigat niște avantaje, adică că nu e la munci silnice sau treburi de astea. Pur și simplu zice, uite, vezi, stau cu ăsta, nici aici nu convine. Zice, dar nu știu unde să mă duc, spune. Știi, și se trage așa de cap și zice, parcă mi-a luat cineva mințile. Nu mai știu unde sunt, unde să mă duc, spune. Așa am fost și m-am rătăcit, spune, după ce am ieșit din băiețel, cred că avea energii destul de înalte, chiar dacă era mic, știi? Da. N-a avut timp să Să se contamineze contamineze prea prea mult, tare, da? da, și cred că a avut tendința să zboare mai sus Da, și l-au decât... pocnit, au Da, pocnit-o pe partea subliminală. da. Dar pe mine mă interesează partea subliminală. A avut de ales, adică a ales să vină în acel copil cu misiunea aia de a produce Nu, supărare. Nu. nu, 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 i-au N-a ales. propus, nu. I-au Deci propus, cred că. sunt un fel de reptiliene, dar nu am cum să zic, altfel au sâni. Care, da, deci nu mai ia când oprim cu reptilieni și spune că se duce, zice, ce că e ca o zi, ca o secundă aici, ce e Da. un an, spune Da, și da, da. cu alte 9 luni sarcinați doi aproape, da? Deci Da. se simte că a fost un pic. Problema e că asta înțeleg eu lucrul ăsta, dar nu înțeleg. Deci partea subliminală când a fost trimis aici, ca și copilaș, a mai avut și alte variante sau asta a fost singura? Nu, i-au propus. I-au propus mai multe, Da, da? și drept așa ține aici cu ouăle de reptiliană, adică nu sunt locuri unde sunt atacate, sunt protejate aici cumva, știi? Plus că copilul respectiv s-a născut undeva în India, da, așa, și era foarte ciudat, n-avea partea de jos a corpului. Oh, deci. Nimic, deci aici la încheiatura picioarelor atâta picioare avea. Malformat, da? Da, n-avea, avea normal aici în sus, n-avea picioare. Oricum un destin, ce să zic, nu deloc de dorit de cineva, da? Pare să că femeia respectivă, mama, nu poate să facă copii. S-a Și apelat. da, ei au făcut niște transplanturi cu cipuri pe acolo de Da. ovul fecundat și unul dintre ei s-a, prin cauza energiei corpului acelei femei, s-a spart și s-a pierdut un cip. Pare să că l-a căutat, l-a găsit el, știi? Da. Și după aia, na, la corpul ăla ce să înțelegi? Da, n-am înțeles mare lucru în timpul vieții, da? Nu. Cristina, mă interesează. Schimbă, lucra, scuze, pe mult pe Mila acolo, că Da. părinții se duceau și le arătau și lumea le dădea produse și bani. Îl țineau așa într-o chestie ca o covată. Deci stârnea în acea viață, a fost folosit de entități, partea subliminală în acel corp, tot pentru a Da. genera emoții de joasă Da, frecvență, da? da, da, milă, milă. Milă, milă.
Greu, e Gregor întrește în covata aia de la lume când îl privesc, din sus, din cap, din gât, de aici, din gură, din piept, de Mila, știi? Da, Și și tu Mila știi. era luată de entități, Cristina, apoi? Da! Știi cum stau cu navele deasupra și adună? Fa! Dreptilienii ăștia sau ucide toate erau, în cazul nostru aici. Îi trimite pe grei. Pe grei, da, cu Dar nave. îți doi grei cu nava și iau și o stochează în ceva asemănător cu tubul meu, că de-aia a zis hoțul. Aha, că iar place. O, Cristina, partea subliminală acum, privind retrospectiv, înțelege că a fost folosită și cum a fost folosită și în ce scop, adică scopurile mizerabile. Înțelege, da. Și acum înțelege că trebuie să rupă contractul cu reptilienii ăștia. Da. Ei, a avut un accident cu un cal. Un cal. Parcă un cal care a căzut peste el. Unde? În Tot a care mea cred? pare. În viața asta, nu pot să-mi dau seama, s-a amestecat amintirile. Eu aș Da. zice că în viața asta din care venim noi. În fine. De a lui Da, da. Mihai? Da. Și mai văd o femeie, cred că este cealaltă fată. A lui este. Parcă ea ține o bucată din ea, din partea subliminală, într-un fel de scriu cum a descris solicitanta noastră. De asta ea îl visează. Da. Ea visează construcția sorei, da? Am Este vorba înțeles. de religia lor. Vezi că entitatea cealaltă, Valaot, era din religia lor. Da. Da. Advălora. Da, de Da. unde e sora, da? În care religie este. Și a Și vrut să-l. atunci, da. Hai zi. Nu, zi. Și a Vreau vrut. să zic că i-au amestecat amintirile, adică în visul ăsta i-au fabricat visul ăsta fetei Lilianei care ne-a cerut sesiunea, cu tata, Deci, cu. da, deci Liliana fiind trează la nivel subliminal, vedea ce a făcut cu o bucată PS-ul sorei cu entitățile ei. Îl ține blocat aici, în planul nostru, prin asta, da? Și după aia, deci, sunt niște triunghiuri, știi cum sunt chestiile alea de stâlpi, sau cum se cheamă, de la mormântare, care au niște. Da, dar nu știu cum sunt. Am auzit de Mira, dar nu știu ce sunt cum Așa, sunt. Ia? da. Deci, ceva de lemn, înțelegi? Ăștia au un fel de îngeri pe ei, sculptați, știi, din lemn. Da. Așa, și sunt foarte mulți stâlpi de ăștia acolo, puși împrejur. Sunt mai multe sicrie, ca o criptă aici, de-a lor. Că nu cu cruce, da? Că Da. dacă face crucea, vine eslalt. Da. Știi, da, fiecare cu. Deci Vezi asta că. este o Calare. locație, Da? Cristina, a Da? celor care răspunde religia aia Da? și care țin bucăți de păr subliminale blocate aici, în locația Da, asta cum da, găsim da, noi, da? Sau ce o fi? da. Dar vezi că e calarechi fiecare cu semnul lui? Da. A spus-o, da. Ai, lasă, n-are nimic, ce să facem acum? E informație care vine, Cristina. Da. Ok, deci asta era, am dezlușit visul Da. Liliane. Partea subliminală, pe mine mă interesa, după ce a plecat din viața de Mihai, dacă își amintește, cum a ajuns, în sfârșit, pe unde a stat, în două cuvinte. Haideți să spun repede, deci când a plecat în viața de Mihai, Da. văd Pentru că că. a plecat fulgerător, Cristina. Da, a plecat fuga tare și asta vreau să spun. Și entitățile după el, după ea, după partea Da. subliminală. Și ea fuge, știi, într-o parte până. Fuge, ea aleargă. Da. Mult. Până scade energia și Da. n-are timp să, cum să spun, să stea pe loc, să. Se Să gândească, să ia se, o da, hotărâre, să. dar să vadă, se vede, vede că îi lipsește exact bucata din piept, știi? Da. Așa, care e dusă dincolo la sicriul acela, știi, Da. virtual. Și Da. atunci
Atunci încearcă să o pună la loc și când o trage la loc, este interceptată treaba. Da. Ceilalți o iau înapoi, o trag înapoi. Pe de o parte din acea religie, așa este ca și cum faci semn, știi? Că uite, sunt aici și l-au Da. depistat. Așa la da. Dar L-au mirosit. deci rătăcea. Da. Este un fel de densitate în construcție, să spunem. Da. Vor să facă ceva acolo. Ca și cum ar fi un șantier la noi. Și partea subliminală avea acea vibrație care a nimerit acolo, da? În Da, momentul da. ăla. A intrat aici, în dimensiunea asta. Și au mirosit-o aia, entitățile, Da. și au luat-o de aici. Da, au dus-o unde trebuia să ajungă, de fapt. Apoi a stat pe acolo, pe unde a ajuns, apropo, vrei să știe și amintește partea subliminală, să o canalizăm, să ne spună? Poate că da. Hai să încercăm, vedem ce Da, și da, amintește, da, da? da, Bine, da, da. număr de la 1 la 3 și lași partea subliminală a lui Mihai să ne vorbească. 1, 2, 3. Partea subliminală a lui Mihai? Da. Păi, ziceam că să ne spui ce s-a întâmplat, deci te-au mirosit ăia. M-a speriat. Aolea, A, scuze. m-a speriat atunci tare, tare. A, așa. Tare Și de tot. cum te-a speriat? Am văzut fața lui Dumnezeu ăla. Așa. Nu știu ce Ăla s-a din întâmplat. Biblie? Da, și că am și-am luat-o la fugă. Ok. Dar de ce ai luat-o la fugă să te sperii de Dumnezeu din Biblie? Pentru că nu era, n-arăta la Dumnezeu, arăta așa ca o șopârlă mare. Și de unde ai știut, ți-a venit? Că, adică cunoșteai mai dinainte? De unde ți-a venit informația, noțiunea de Așa, Dumnezeu? știi, ca și cum sunt niște simțiri determinate așa din afară. Ca și cum mediul respectiv pe unde te duci te determină să gândești în acest fel. Adică Arhetipuri, să știi zicem. că dacă pleci, te întâlnești cu Dumnezeu cum ar veni. A, așa. Asta ce aveai tu din viața lui Da, Mihai când ai da, plecat, da? da, da. Și când să te întâlnești, ia ca ce ai văzut, da? Da, și m-a speriat și am fugit. Așa. Și ai fugit și ai nimerit acolo, da? Unde a descris Cristina. Da, dar Apoi. tot Dumnezeu, deci erau și acolo. Păi da, că ăștia sunt peste tot, văd, din ăștia. Prin pe aici, Ăștia unde sunt și stăm noi. sus în cer, sunt și jos în iad, peste tot sunt de ăștia. De ăștia. Și de azi. Sunt mulți de ăștia, Dar da? sunt și alea negre srele. Păi, și ce astea sunt bune? De unde ai tras Măcar, concluzia că sunt bune? măcar, măcar sunt mai așa. Dar Mai. alea negre vin și descobesc la mațe. Oh, cum adică te scobezi la mați? Adică ți-au de aici, de unde aveai mațele, când Da, erai om, și ți-au energie. vișcerele, Energie, da. energie și se simt rău, da? Cei care li se ia energie de acolo. Și zici tu că ăștia ai lui reptilă ăsta sunt mai toleranți? Tot energie iau și ăștia parte subliminală. Eu zic că niciunul nu e bun. Păi asta spun și eu, exact. Ai zis bine, foarte bine ai zis, da? Zic că niciunul nu e bun, că omul trebuie să stea cu om și Ele cu ele, șopârla da? cu Fiecare. șopârla. Păi da. Și de să stea cu șopârla cu om, da? Este o ierarhie, da? Și până la urmă constatăm că șopârla din plan ezoteric manevrează părțile subliminale care vin în oameni. Păi tocmai de aia, că și la șopârlă aia mă referam, la toate. Și după aceea ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns din nou ca să te trimită, să-ți propună viața aia cu copilul ăla, să vii acolo, să fii, te naști într-un corp? Am zis că sunt norocos, și haide că pe cât că i-am alergat, uite, face oferta asta. Că le-ai dat de furcă, adică, cum ar veni. Da, Și și știi că zice. pentru ei, nu ți-au spus, pentru ei contează fiecare strop de energie care îl consumă. Zice Că nu că au săraci.
Am mai avut alte variante. Așa. Ar fi fost să mă încarneze așa. Adică iar să mor, iar să vin, iar să mor. Păi asta Păi facem oricum, am făcut până acum. pregătiseră o fetiță coreeană. Da. Da. Tot pe acolo, pe aprove. Adică India cu... Da, Prin dar zona aia. vezi că nu intram singură. Da. A, Adică erai cu entitate, cu ce intrai acolo la fetiță? și cu entitate și cu chip. Și cu chip. Mai bine era. Deci de asta tu ai avut de ales între ciocan și nicovală, să zicem, da? Ai ales varianta, să zicem, cea mai convenabilă în acel moment pentru tine, da? Ok. Acum, după ce ai plecat din corpul copilului, cine te-a întâmpinat? Iar au venit lăcustele, era să zic. Iar au venit... Nu, a venit un fel ceva mare, foarte mare, așa înalt, cât o ușă de aia înaltă tare. Da. Și ăsta ce Adică mai spus? eu ți arăt cât e ușa, dar tu n-am cum să vin de tot la tine să-ți desenez N-are ușa nimic, și dacă mi explici așa și înțeleg. de la un templu, așa știi, niște temple, Uși de niște alea mari de locuri, la temple, da? da. Sculptate. Așa erau ca aceia de acolo. Și ăsta ce ți-a mai zis? O fustiță și avea un cap de barză și un cap de câine Păi, da, ce... și un cap de leu aveau. Oh, câtă imaginație au avut ăia care au creat toate aceste rase? Ei, păi de asta spun că fiecare cu creatorul lor. Așa, și acum au venit, ai ajuns pe aici, da? Când ai Da. plecat din corpul copilașului. Nu, zic, Niște. când ai plecat din corpul Da. copilului indian, a venit ăsta marele, dar el cum arăta? Ce era cu cap de barză? Iar am vrut să fug. A, iar ai vrut să fugi, că Nu, iar... ea a venit după mine, ea m-a prins și dacă ea m-a prins, îi clocesc ouăle. A, am înțeles. Deci a venit asta și te-a pus să-i clocești ouăle? Da, drept răsplată că m-a prins. Aha. Adică să Cum să plătești. te... Tu știi ce înseamnă să scape un suflet, să plece pentru ei. Este ca și cum le pune Le-a murit tot neamul. o bombă în depozitul de bijuterii. Cu ou. Depozitul cu ou, în cuibar. Auzi? Și aici, ce ți-a spus asta? Nu ți-a spus nimic decât vinul, stai aici, dă energie la ou și nu ți-a, altceva nu ți-a mai zis? Ne arăta ce e în ou. Și A, zicea, îți dai uite seama. câte, uite că, dar pentru câteva, așa un pic, imagini. Uite cât îți de frumos, uite cât îți de frumos. Și Oh, mă și erau gândeam, frumoși? erau așa un fel de mormoloane. Mormoloane, păi ce putea să fie? Și voi nu înțelegeați. Dar de comunicat cu celelalte părți subliminale de acolo, de la O, ai comunicat, ai reușit, te-a lăsat? Femeia. Deci există niște canale pe care ei nu le pot opri. Așa. Că Ai este reușit să aceeași comunicăm? câteodată, dar scurt, așa ne comunicam între... Oricum să știi că aveam un plan să plecăm. Aveați în plan. Deci vă făcuseți un plan? Eu le-am zis. Tu le-ai zis, da? Da, de data asta trebuia să fi gândit planul, știi? Să nu te mai prindă ăștia. De două ori te-au prins. Că spargi ouăle, faci în toate felurile. Nu e. Și asta vroiam. Să le sparge ouăle? Să le spargeți ouăle? Da. Auzi? Lasă că n-a mai fost nevoie, că uite s-a gândit fica ta, da? Din viața de Mihai. S-a gândit să ne-a trimis aici, să stăm de vorbă, să înțelegem unde ești, în ce fel, să conștientizezi, dar eu văd că ești o parte subliminală conștientă, înțeleg. Cel puțin cu aventurile astea ultimele două. Sincer să spun, nu așteptam să se trezească și ea să stăm un pic de vorbă și să mergem în treburile noastre, dar eu am știut deja că ea nu este de pe aici.
Cine? De cine? La cine te referi? Că nu-mi dau să. Soția din... A, de soție te referi. Ai știut? Înțelesesei? Da. Cu soția astăzi ai informația, da? Că am Păi, transmis da, de informația. asta știu lucruri, dar mi-era frică. Așa știu, e să ne lege cu frica. Da. Ca o bolină, ca un balon cu plumb care ne ține jos. Uite, eu zic acum că o să număr de la 1 la 3, o să mă lași cu Cristina și o să începem să lucrăm efectiv, să scapi de frica asta și de toate lucrurile, da? Ca să-ți găsești drumul către casa ta, către acasă ta, da? Da. Bine, număr de la 1 la 3 și mă lași cu Cristina. 1, 2, 3. Cristina. Da. Zice că, adică vrea, ai văzut partea subliminală, că să se elibereze, să elibereze frica asta. Da. Da, E, vrea să o e, elibereze. da, îi explic cum să o facă, cum Da. se să o curețe cu brațele, cu mâinile energetice. A adunat-o și o trântește de pământ cum ar veni. Și Da. spune de acum nu mai trebuie fricasă. Ok. Acum să se uite, să se întoarcă către Marica asta și să-i Da. spună: Hei, coană, dă contractul. Contractul tău, contractul șefilor tăi, cu cine mai... Scrie în evreiești pe contract. Da? Da, ser pe ar. Share sau share, cum s-a ciudat. Nu Un eco știu eu. după share pe ar. Așa. Ce înseamnă? Ia zi, să bage traducător. Sen malhot bahat. Ce înseamnă? Iove. Iove. Termenii contractului, dar Aha. redactați în ebraica Da, veche. da. Ce legătură Da. are ebraica cu cuibarul de reptile? O legătură foarte bună. Păi de-aia te întreb să ne spui. Cuibarul de reptile, ei au inventat scrisul ăsta al lor. Al reptilelor și Da? al lui Iacve cu neamurile lui? Da. Am înțeles. Deci termenii contractului, i-a înțeles partea subliminală, Cristina? Da. Da? Vreau să se uite să verifice acest contract, dacă este întreg, complet. Zice că da, eu văd că lipsesc două subpuncte. Deci eu care n-am semnat așa ceva. Da? Păi și atunci cum se înșeală partea subliminală? Nu e atent. Are așa ceva de parcă Elene. Ah. Păi acum când este marea ocazie, da? În primul rând să transmită informația la celelalte părți subliminale din cuibar, da? O transmite, da. Așa. Și când e marea ocazie a venit acum Elene, părții subliminale. Cum adică Elene? Da, așa parcă, cum să spun, stă Are o din nou. lehamite. Da. Spune-i părții subliminale să fie atentă, să trezească, că e Zice ocazia de a merge că a acasă. avut multe, multe tare vieți. Da? Da, în jur de 1500 și ceva om, aproape 1600. Numai pe Tera? Da. Oh. Păi de asta atunci îi veneau idei să fugă, da? Pentru că avea Da. ceva experiență Îți acumulată. dai seama de câte ori a mai fugit. De asta o țin așa de multe de vieți, dar a avut multe vieți scurte de astea. De copil avortat, Da, de... da. Așa, să verifice punctele, să ceară punctele astea care lipsesc, Cristina. Da. Și să ardă contractul. Și să deschidă un portal la reptila asta cu ouă, cu tot, să plece. Așa face și a smuls de aici, din piept. Da. Inima energetică, parcă era
un gen de gâză sau țânțar metalic, știi? Ca și cum Da. ar fi fost înfipt acolo Da. și bloca ceva să simt. Acum e gâlgâie iubire, curge pe jos, dar Așa. nu curge în zadar. S-a format o băltoacă care îl curăță din cap până în picioare. Gata, este gata. Așa. Acum, Cristina, partea subliminală ce ne spune? Frică nu mai are, da? Curățat este. Memoriile sunt? Este din Orion. Din Orion este? Da. Și Se numește Zapto, ca nume de spirit. ZAPTO. O, da, cu 2 de P. Da, De la prun, PPTO. de la prună. Așa, ZAPTO. Da. Da. Așa. Și deci, să citesc bine informația asta Da, și da, o, da. Nu ne grăbim, Cristina. și o verific. Văd că au fugit. Da. Planeta se numează Leda. Deci îi văd îmbarcându-se în masă, A. în niște nave, dar foarte mari. În partea de sus a navei respective, mai degrabă nu știu cu ce să... Parcă sunt niște buncăre. Așa Da. arată, sunt foarte solide. Și deci vin mulți, mulți se bagă în pântecul acelei nave. Ca la feribot, să zicem, sau nu știu, zic Da, și eu, așa mi-a așa, venit cum da, se ai îmbarcă așa. descris tu. Așa, Da? da, se îmbarcă. Așa. Și unde se îmbarcă? Către ce? Părăsesc, Știu sau nu știu? nu, nu Nu știu. știu. Dar, Destinația? da, părăsesc zona asta. Nu mai ajung la un consens cu cei din prejur, au încheiat tot felul de contracte. Da, sunt umanoizi. Da, sunt umanoezi. Și navele astea mari în care se îmbarcă sunt ale lor sau au un contract cu cineva, cu o altă rasă sau ale altcuiva? Ele au existat acolo, dar Da. erau cumva dezafectate, știi? Și da, i-au ajutat alții ca să Păi se asta zic. refacă. Deci ei au făcut o înțelegere să plece să părăsească șefilor, probabil, de pe planetă, dacă el nu știa, nu știe unde încotro mergeau. Ce au zis? Că îi salvează, se duc undeva în altă parte. Sunt niște umanoizi acolo astăzi. Navele astea pe la bord, la unii abretonați, așa cum breton negru, știi, care își până la jumătatea spre ce cred că da, sarturieni. Da. Da. Așa, ăștia arcturienii, i-a zis că-i duc? Sau cum? Caracturieni erau contaminați până la ultimul fir de păr. Păi asta zic. Și ei duceau unde s-au îmbarcat aici? Le-a spus că îi salvează? Sau cum? Da. Așa. Și Și apoi s-au îmbarcat? Cât s-au îmbarcat, Cristina? Ca un număr. Ce număr zici? 188. Așa. Și unde au dus? Pe oculară într-o clădire care seamănă cu Muzeul Louvre din Paris. Parcă se deschide ca un culoar negru și Da. intră de sub, sunt niște hrobe imense aici. Dar sunt și cărți și obiecte de artă. Nici Deci nu unde? știu. Pe ce planetă îi duci? Pe Terra vorbim sau în altă planetă? Da, A, pe Terra. pe Terra, da. Deci destinația era Terra? Sub Louvre îi duce. Da? Păi, da, dar adică ce au făcut? Au schimbat și liniile temporale pentru că dacă a avut 1400 de vieți, Da. ia asta se întâmpla acum, na, niște ani, zeci de ani, Păi, 10.000 de ani, sau eu știu să zic și eu. da, așa este, dar
nu ne-a spus partea subliminală care a avut foarte, foarte, foarte multe, am zis. Multe vieți scurte. A Da, ne-a fost spus, ne-a spus. avortat, Dar da. zic câteva mii de vieți, de ani înseamnă tereștere, da? Asta, când a Da, venit aici. da, da. Ok. Și apoi a început Păi intră lanțul. prin portalul 7, au intrat. Da? Sub Da. Luvru, da? Da, actualmente acolo este Luvru. Da. Deci prin portalul 7. Toți cei 188 au fost debarcați aici? Nu, că nu-i debarca propriu, se trimitea pe echipe. Ah, am înțeles. Și lor ce le-a spus? Adică cu ce misiune au venit aici? Ca să facă ce? Să lucreze pentru reptilieni. Ah, am Să le înțeles. facă habitat de genul acelora peste care am dat. Am înțeles. Și ei erau, zicem, niște lucrători în construcții, ingineri, ce erau? Nu aveau o specialitate Nu anume. aveau. Bine, Niște ce și... fac niște clădiri inițial când vin ca niște silozuri mari. Ok. Și cum li s-a spus? Că vin temporal sau vor sta ce vor sta și fac misiunea asta și Da, apoi pleacă? că își fac misiunea și apoi pleacă. Și între timp n-au mai plecat, nici până acum. Ok. Partea subliminală, Cristina. Deci asta e planeta de origine? Da. Zeleda. Da. Să... Atunci suntem pe planeta de origine. Unde erați voi acum? Într-un portal intermediar. Ah, ok. De aici, din portal, sau cum crezi, mergeți pe planeta de origine să-și caute matricea originală, Cristina. Da. A găsit-o. Știi cum arată matricea originală? Deci, știi cum schițez un patru de la, că nu-i faci așa ca un scaunel, ci-i faci Da. așa ca un triunghi și o coadă, da? Da. Și da, știi că patru și este unul pus așa sus și unul ca și cum ar fi coadă în coadă. Dar Da. partea asta de triunghi sau ca un stegulet, să spun. Da. Partea asta, știi, este deci așa drept și cu stegulețul aici și invers lipit de celălalt și cu stegulețul aici jos. Am impresia că delimitează intrarea la ceva, o bază. Oricum, baza, deci, o văd că duce într-un loc unde este petera pista alpină. Cum? Într-o, Petera? da, pista alpină este. Ah, pistă. Pista alpină, n-am Da, înțeles, da, da, da? da. Așa. Așa e matricea originală, zici? Da, așa arată, da. Așa, ok. Și da, deci uite să-ți explic ce e cu chestia asta. Deci ei, în matricea lor originală, au arhetipul acestei vieți, că trebuia să se ducă, practic, să se încarneze aici, da? În urma faptului cum au fost ei prinși, că pe parcurs, după ce s-au îmbarcat, au plecat pe parcurs, entitățile erau la putere acolo, știi? Și-au luat Da. conducerea, adică Da. și-au arătat colții, știi? Așa. Și i-au trimis pe Terra pentru că i-au matrița și aveau deja matriță, că ar fi vrut să se încarneze în locul ăla. Vine undeva Austria, Elveția, o țară de asta, știi? Da. Acolo ar fi trebuit să se ducă, da? Da. Te-a și de pista alpină și de, da? Se Da, leagă pe aici exact. niște. Da. Ok. Și până la urmă au nimerit sub Luvru, acolo. Adică. Entitățile le-au copiat matrița originală și au făcut una oarecum similară, dar au deschis alt portal sub Luvru. Da, Acolo este. Dar sunt baze de-a lor presărate, practic, da? da, da. Deci, cred că fiecare proiect are câteva baze
Știi, și sunt dispuse în diverse Locuri, locuri, da. pe teren, pe Și sub, în pe diverse unde. dimensiuni sunt, la urmă. Da, nu numai în. Adică sunt, Cristina, bazele astea ale lor, sunt începând din 3D, sunt și în 3D, Sunt și baze în 3D, în sigur că da. colaborare cu oamenii, da, Da, cu da, armata. da, da. Și apoi vin în alte dimensiuni, în Toate. 4, în 3, nu știu cât, da? De astea, Dar peste tot. dimensiunile fizice sunt cele tuneluri pe care tot le descoperă lumea, da? Și le descoperă azi cum ar veni și mâine pus totul la loc. Până la ultimul fir de pământ. Pentru că ei pe acolo circulă. Am înțeles. Așa, Adică Cristina, zi. acolo jos, jos, dedesubt, la presiuni mai joase și în acel mediu unde aerul nostru Da. este rarefiat, ei pot cumva să respire fără măști. Aha, deci ei nu Rep suportă aerul da, dens. reptilienii nu suportă. Reptilien. Nu suportă Oxigenul. aerul Le nostru. trebuie sulf lor, de la sulfuros chestii, La alte. ăilalți, la... Ah, la demoni, Da, deci. da, da, da. Ok, Cristina. Hai să și, deci matricea originală și-a luat-o, să intre în ea, să se recalibreze partea subliminală. Da. Îi apar toate fețele acum care a fost. Da? Fost Indiana Paș, da. Câncinești, așa, cu Da, repeziciunești. da, da, Da. da. Tot ce a fost, da? Da. Adică informațiile astea, Cristina, să înțeleg, erau stocate în matricea originală? Toate informațiile sunt stocate în În matricea. matricea originală. Da, deci tu când vii înapoi, chiar dacă ai fost plecat, matricea originală îți preia informațiile. Spre Nu-i ea asta. a ta? Sigur că da. Da, am Deci, înțeles. Deci ele se duc, informațiile în există un matrice. fenomen ciudat aici, da? Deci, în momentul când ajungi, practic, matricea originală deja conține ceea ce ai fost făcut. Exact. Atunci de ce mai. Adică nu că de ce mai, probabil că tu trebuie să pleci parte subliminală în Este ca și, călătorie. da, este ca și cum faci un Pe punctaj, o, teren, Cristina. de, Pleci pe deci teren. e transmis de la distanță, ea, Da. oriunde te afla, deci ai legătură cu ea și înțelegi și transmis informația, Iar da? tu trebuie să pleci pe teren să faci experiențele ca să poți să transmiți, să ai ce să transmiți, da? Da. Și ele se transmit automat, cuantic, eu știu, prin Da. sistemul Da. sufletului. Da. Așa. Acum Cristina s-a curățat, s-a recalibrat partea subliminală, să-și caute liniile genetice false sau. Le-a găsit. Așa, să le distrugă. Ea fiind partea subliminală fără corp pe Terra, ea apar altfel. Deci apară ca niște claduri, ca niște ramuri. Da. Și le-a smuls, le-a tras cu mâinile în sus, în sus. Gata. Ok. Să-și adune și ADN-ul, dacă eteric vorbesc, sau de Ah. peste tot. Deci avea o clonă Da. pe care o ajuta să se țină în viață. Da. Așa este tot român în Germania. Da. Într-o uzină ceva, o turnătorie. Acum lucra. Da. Că s-a dus și i-a luat un tub așa ca de pastile de aici din piept. Da. Da, și i-a zis că gata, zice, nu vreau să mai fiu nici cu voi, știi? Aia asta clona cine o făcuse? A lui cine era responsabil? Tot reptilienii? Da. Așa, Cris, deci a retras ADN-ul de peste tot, partea subliminală. Da. Și poți sufletești tot, tot, tot. Tot, da? Este întreagă, conștientă, super conștientă, întreagă din toate structurile ei, în toate structurile ei. Da. Intru, plec prea tare.
Păi atunci azi număr, Cristina. Număr de la Numără. 1 la 3 și vii, ieși din la suprafață, da? 1, 2, 3. Aoleu. Ce s-a întâmplat? M-am intrat în... Undeva? Deci am intrat ceva de nu mă mai puteam mișca gura. Mai număr o dată? Mai număr o dată, da? Uite, număr de la 1 la 3, iar tu intri într-un portal, da, de vibrație bună pentru tine, care te simți, te revigorează, te simți întreagă, te simți coerentă, da? 1, Da. 2, 3. Da. Deci a fost saltul foarte mare de la vibrația unde ne-am dus. Era de vibrație foarte înaltă, cu matricea și locurile Da, unde da. erau păstrate și nu știu, a fost ceva în orice caz că deci m-a răci, am înghețat. Cristina, hai să ne ocupăm acum de partea subliminală. Dacă vrea să-i transmită ceva fiicei care este aici cu noi. Ea este acolo, eu sunt aici în portal, dar comunicăm. Așa. Este pe planeta ei, da. Aha, deja, Mulțumește ok. pentru tot și spune să nu-și mai facă atâtea probleme și să nu mai ia chiar toate în serios, spune. Ai văzut, spune, eu n-am știut și Tot fugea mea, voia să fugă. i-am fugăre, spune. Dar tu spune care știi. Cunoști și știi și Da. ești trezită. Și zi